și să te țină în pom, în letargie, în instinctul primar. Pentru că principala noi nu e supraviețuirea în cazul ăla. Restul sunt discuții despre începuri cât de lungule de alea proaste. Nu e la timpul lor. Și el îi pune să țină resursa în acest creier să-l conștientizeze, să-și imagineze aici. Și, de exemplu, foarte bune emoțiile înaintea de a intra la scenă. Le pui acolo și de aici le transformi în forța de pe scenă. Pentru că ai posibilitatea să faci separarea asta. Sunt doi centri relativ independenți în tine. Cercetările ulterioare au arătat că se poate. Era intuit extraordinar. De ce? Ca cercetător pe propria piele, subiect și obiect al cercetării. Iar cine nu este actor în cercetare, nici și subiect și obiect al cercetării sale, nu se întoarce în sine printr-o deschidere. Nu ajunge la desăvârșire, să spun așa. Mulțumesc! De aceea cred că am putea spune că cercetarea nu este doar și o funcție într-un sistem. Un om care umple un stat de plată cu niște cereri, se face în momentul de față când se cere o anumită poziție socială sau o poziție într-un institut de cercetare, se face fișa de post în principiu, ci cercetarea adevărată este cercetarea autentică care te mână din interior, te arde, te simte și așa departe. Aș sugera doar o singură problemă care este legată de dorința noastră de a fi mai poate mai explicit de fiecare dată în ideea asta de a înțelege poate vocația pe care zona noastră de cercetare o are. Apropo de ce a prezentat de la început, există o cercetare exploratorie și este o cercetare de implementare. Cercetarea exploratorie este definită ca atare, este încercarea de a valida, cercetarea obișnuită de obicei se finalizează în obiect care arată utilitate, dacă este cea pragmatic obișnuită, dar cercetarea exploratorie are ca finalitate tatonarea, poate să fie chiar un rezultat final, nu are sens ideea trăslită care a spus-o cineva. Sau un caiet de sarcini pentru o viitoare cercetare aplicată într-un institut de cercetări. Deci este o problemă care permite ca fantezia, intuiția unor oameni care au cumva un canal de comunicare să se organizeze, structureze și devină, practic, materia primă pentru structurile organizate de cercetare, care, din păcate, nu prea mai au foarte multe fantezie. Deci, cu cât este institutul de cercetare mai structurat, mai aranjat, mai organizat, e mai rigid și mai dependent de elementele de tradiție, de istoria lor locală și nouă variabilitate necesară, tocmai acum, într-o societate a cunoașterii, care este bazată pe fluctuații de pe o producție de cunoaștere care se schimbă de la oră la oră. Deci e o neînțelegere a acestei probleme și noi încercăm să organizăm cercetarea și să facem tocmai într-o zonă care sănătatea prin anumite persoane ne-a dat atenția. Nu mai aveți timp să vă sincronizați cu institutele mari de cercetări, pentru că se face chiar parteneriate. Dar pe ansamblu ați putea face ce se numește cercetare exploratorie, adică nefavorabilă, nesugerată de alții cercetarea exploratorie. Doar că cercetarea exploratorie nu pare interesat academic. Pentru că contradice exact poziția pe care ați spus-o la început. Pentru că nu e interesant. Vă dau singur exemplu care bine m-a durut. România putea să fie, aveam deja în Institutul Politehnic grup de lucru, prin 83-84, care studia problema antenelor fractale. Antena fractală este o structură de tip antenă pentru o comunicare electromagnetică, dar în care are o proprietate. În loc să fie, să zicem, obișnuită în sensul electrotehnic, să aibă o anumită lungime acordată cu lungimea de undă a postului de emisie, care se determine, cum ați văzut la telefoanele noastre, alea vechi și avea o antenă de mai și scoteam în afară, că avea nevoie de o lungime dată de lungimea de undă, prin împachetarea ei într-o anumită formă fractală, se creează un mic desen, un fel de timbru, care avea proprietățile foarte importante, foarte interesante ale lungimii acelea, dar nu spațiu foarte redus. Nu orice sunt mânduită era asta, ci sunt mânduită sub o formă fractală, avea proprietate. Se făceau teste la noi, nimeni nu a dat discuție
Și a fost un ceh care a avut curajul, a pus-o respectivă într-o formă de brevetare, din anumită formă, asta puțin mai mult sau mai puțin convențională, și a avut norocul să iasă pe piață să întâlnească constructori care a și validat-o în piață. Deci, validarea în piață, cum zice Adică, a prezentat-o foarte clar, validarea în piață și organizarea traducerii și transpunerii obiectului în piață, nu este, că ai nevoie de niște tipuri de niște competențe și niște atitudini care nu se regăsesc la un creator ăla care tatonează eventual cu un lucru neașteptat, un lucru deosebit. Poate nu folosește întotdeauna vocabularul foarte clar, poate nu-i vede imediat aplicabilitatea imediată. Dar acolo este viitorul potențial major al valorilor de cercetare. Ca să poți să faci asta și să simți pulsul, nu a spontan, așa că s-a întâmplat un om să-i cadă o idee în cap, ci ca atitudine să devină o formă productivă pentru o nație, trebuie să faci o cultivare a cercetătorului ca vocații de cercetător, internalizând proprietățile cercetătorului în copil. Nu cercetătorul ăla să fie cu stat de plată, nu, e arta de a interacționa, interoga natura, astfel încât să te orientezi prin această lume turbulentă. Devine un bun personal, devine o formă de școlarizare. Asta e programul nostru, Nexus, de educație care pornește de la supra-sa întâia, în care îți cultivi ăla care are proprietățile respective, dezvolți pe cel care îi crezi mediul, crezi coala, crezi atmosfera. Și nu doar ideea că la sfârșit a validat cursurile, a validat poziția academică nu știu unde și a luat titlul de cercetător. Acela de multe ori este doar reproducător a unor date, bază de date și a manipulator de nivel înalt, catedicial de nivel înalt, dar și aparate foarte sofisticate care au deja o bază bine pusă la punct, funcționează. Acolo românul va fi mai puțin performant, pentru că o istorie, ca să poți să continui mai departe studiile de la bozonul Higgs, sunt poate 1 la 10 milioane dintre populația globului care poate să înțeleagă, să meargă în sensul mai departe a tematicii aprobate deja și finanțate la zona respectivă. Ca să propun o temă nouă acolo, trebuie să înțeleagă extraordinar de bine partea de scriere a unui proiect care să fie în sensul și în conotația celui care finanțează. Și de cel mai multe ori aici este și, din păcate, politicul bagat și o problemă de competențe, de valoare simbolică a unor nații care, pe de unde vin din România. Ce echivare pe ea are profesorul Petrecu, dar nu am auzit de el. Noi am luat, și acum apare competiția neloială, noi am luat, am angajat în grupul nostru cercetătorul premiul Nobel. Păi cum te bați tu egal-egal cu o echipă din România și una care este poate în Cehia, dar și-au plătit un premiul Nobel. Și-au început o bătălie de premiul Nobel ca să fie în echipă, nu ca să mai bună. Și atunci apar niște probleme în care chiar și în cadrul fondului de programului de cercetare și chiar la nivelul FP7 a început să ideea respectivă, să existe o zonă în care nu mai finanțez numai proiectele care au o bază extraordinară cu un lobby făcut de marile firme care folosesc, paradoxal, banii din cercetare pentru partea privată, ci probleme legate de idei, de finanțare mai aproape de risc, mai aproape de lucruri care nu trebuie băgate în program, cum recuperez banii finanțării sau teme de a spune cum se reduce riscul finanțării pentru cercetare. Cum ai gândit să reduci riscul ca să poți să valorifici cercetarea. Cercetarea, dacă e dorită factură, are înseamnă risc în sine. Problema ar fi fost cu totul altfel. Cum să fac un capital de risc ca să pot să-l permit să adun și să investesc în teme care sunt de avangardă și care merită, bineînțeles, că nu chiar orice, dar și unele de avangardă. Deci, cu alte cuvinte, eu consider că tematica prezentată, care din punctul meu de vedere ar trebui să existe chiar un curs, dar un curs detailat, acolo au fost evocate mai multe probleme din știința complexității. Eu consider că trebuie parte experimentală. Dacă te joci cu scenariul Feigenbaum, cu tine, ca să înțelegi diagrama de divulgație, să te joci fizic cu obiecte care au proprietățile respective, n-ai cum să extrapolezi doar din relațiile matematice corespunzătoare. Pentru că în clipa în care faci experiența respectivă, tu s-o desi cu trăirile integrale, cu problema aia dintr-o deschidere spusă de Enescu. Deci, cu alte cuvinte, devin parte componentă și natura în interacțiunea asta subtilă de tine și experimentul, mai și pe alte cale, nu numai pe calea rațională a evaluării formulelor care derivă din graficul trasat la o măsurătoare. E o altă comunicare cu obiectul respectiv. Deci, scufundarea în experiment este fundamentală. Scufundarea doar în teorie, pentru a arăta cât de bine manipulezi teoria, cum se face acum fizica la școală, este chiar o handicapare pentru a
bloca o nație, de aia mi se pare important ce a spus, că aproape atac la nivel național, că stăm așa de prost pe cercetare de cercetare și pregătirea cercetării. Deci ar trebui să încercăm cumva, mai ales pe cei din jur care îi cunoaștem cumva și care ar avea abilități, sau poate la media, sau poate la universități, sau de fapt să îi căutăm pe cei care înțeleg sensul ăsta de a crea o metodologie pentru stimularea și formarea abilității de a investiga și cerceta a oricărui om în calitatea asta și nu obligatoriu a funcției de cercetător, pentru a putea crea masa critică de mare nevoie la nivel al dezvoltării, în care valoarea se mută de pe produs pe gândire, de pe tangibil pe capacitatea de a genera permanent asemenea idei noi, căci aparatura de transpunere, de la printre 3D și la multe alte tehnologii, transpunerea de aproape că se face automat. Deci materializarea nu era aceeași poze de trudă cum era înainte, pe 7.000 de discipline care trebuie să agregat. Uitați-vă la poze. Păi mi-aduc aminte, când făceam prima poză, am avut prima poză color, era o aventură. Numărul de substanțe care trebuia la întuneric. Era satisfacere. Banii cheltuiți erau nu prea mulți, erau făcut plăcerea unui poz pe verde, pe al negru. Acum toată lumea lucrează la niște tipuri de aparate care au niște performanțe extraordinare cu niște sisteme de tipare, dacă faci pe un loc fără probleme cu o calitate. Deci, cu alte cuvinte, toate astea la un loc sugerează că se mută puntea de pe atitudinea sau efortul făcut de materializare fizică a produsului, a fost externalizată munca asta. A fost externalizată în aparatură tehnologică de nivel înalt. Și acum problema este cum furnizăm noi idei, dar și cum furnizăm idei sociale, să ne dezvoltăm noi, că scopul este nu să fac, că nu suntem născuți pe planetă să facem producție. Ci producția să ne ajute cu băieții de care să ne dezvoltăm pe noi ca oameni. Și inversarea acum de obiectiv. Deci scopul nu ar fi așa de tare să rezolv problema 27, ci să fac mediul astfel încât omul se simtă din ce în ce mai confortabil, mai deschis, ca să sporteze realități care spune folosind tehnica, nu de din sclavul tehnicii sau obiectului de producție. Deci antreprenoriatul trebuie regândit astfel, dar paradoxal, deși evident, și nu la noi în țară, ci în general, deși evident tot ce s-a vorbit aici, paradoxal, cei care sunt cei mai înverșinați împotrivă, sunt exact factorii care trebuie să ajute formarea acestei atitudini de schimbare și special educație. Așa că aici mai avem multe lucruri de discutat și noi am propus de mai multe ori, mai multe niveluri și în poziție oficială și neoficială, cursuri de formă.